După ce a fost rezervă în campionatul croate, Gheorghe Andronic a ajuns unul dintre liderii echipei Varnamio. În sezonul regulat, el a evoluat 26 de meciuri, reușind să înscrie un gol. Este foarte plăcut, am practic de meci. Este o echipă foarte, foarte puternică și cu părere de rău, nu suntem stabili. Bine, însă cu echipe foarte puternice și noi facem o scurie, noi câștigăm de la toate echipele puternice. Al doilea gol pentru Varnamio, Gicul a marcat aseară în faza play-off pentru evitarea retrogradării în Liga 3 a Suediei. Mijlocașul echipei naționale ar putea fi protagonistul unui transfer de marcă în această iarnă, el fiind dorit de echipe din prima Liga a Suediei și Danemarcei. Un alt moldovean, Viorel Frunz, a devenit campion al Kazahstanului cu formația Shakhtyor Karaganda. Atacantul de 31 de ani n-a reușit însă să înscrie niciun gol în cele 8 partide disputate pentru Shakhtyor.